Jandarmeria se menține pe primele locuri când vine vorba de încrederea românilor în instituțiile publice, iar acest lucru nu reiese doar din statistici. Dovadă stau misiunile executate de jandarmi în anul 2013 și miile de ore petrecute de oamenii legii în slujba cetățeanului. Referindu-ne la Giurgiu, în anul 2013 jandarmii au executat peste 7400 de misiuni, în scădere cu 19% față de anul 2012. Extrem de mulțumitor, în special pentru conducerea jandarmeriei. În anul 2013, eforturile jandarmeriei giurgiuvene au fost canalizate, concentrate pe asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică, atât în municipiul Giurgiu, cât și în județul Giurgiu. Creșterea activităților de prevenire a unor fapte antisociale, prezența activă a jandarmilor în mijlocul cetățenilor, în toate misiunile pe care noi le-am desfășurat în anul 2013, prezența activă, ce însemnând inclusiv pentru prevenire, pentru a le cunoaște problemele și a acționa împotriva celor care încalcă legile și încalcă normele de convențiune socială. De asemenea, pentru asigurarea în condiții bune a segmentului de pază și protecție instituțională în județul nostru. Cu toate acestea, jandarmii au aplicat anul trecut peste 1400 de amenzi, cu 45% mai multe decât în 2012. Și pentru că jandarmii execută și misiuni de pază și protecție instituțională, în 2013 s-au aplicat 61 de sancțiuni, dar 68.000 de procese s-au desfășurat în bune condiții datorită prezenței jandarmilor în sările de judecată. De asemenea, 50 de kilometri de conducte magistrale cu produse petroliere sunt în siguranță, grație pazei efectuate de jandarmerie, în cursul anului trecut, nefiind constatate fapte de natură penală pe acest sector. În ceea ce privește obiectivele jandarmeriei pe anul 2014, creșterea gradului de siguranță publică și întărirea sentimentului de securitate în rândul cetățenilor este obiectivul principal al meu, al echipei manageriale și implicit al tuturor colegilor mei. Acestui obiectiv se mai adaugă și asigurarea cu maximă eficiență a misiunilor de protecție și pază, menținerea la cel mai înalt grad al capacității operaționale și de intervenție a unității și subunităților, dar și asigurarea transparenței și a accesului la informațiile de interes public. Trebuie menționat faptul că, dincolo de misiunile specifice, jandarmii giurgiuveni s-au implicat și în campanii umanitare și acțiuni de voluntariat.